Salutare, prieteni, ce faceți? În videoul de astăzi vreau să vă arăt cum puteți să vă faceți televizorul Smart TV cu doar 180 de lei folosind un TV Box Android și o tastatură micro wireless. Dar înainte de a începe videoul, ca să nu mă blamați că de ce port șapcă în casă, să știți că am un motiv foarte bine întemeiat, nu m-am mai tuns de 2 luni și mi-a crescut foarte lungă peruca. De ce vreau eu să vorbim despre acest TV Box Android? Pentru că l-am folosit de ceva vreme, știu cum funcționează, pot să vă spun și vouă ce setări să folosiți ca să vă funcționeze și vouă foarte bine. După unele review-uri, anumite persoane se plâng că nu merge foarte bine. Trebuie să știi, în primul rând, ce să alegi, ce setări să-i folosești și cât de tare poți să-l încarci. Se poate folosi pentru filme pe Netflix TV, YouTube, în principiu media, muzică, dar jocuri mai puțin. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Dacă vreți să vedeți exact modelul pe care eu îl am, vă las link în descriere. Am să vă arăt câteva setări cum să-l optimizați să meargă foarte bine și am să vă arăt și ceva aplicații de care eu mă folosesc. Înainte de a intra pe meniul Androidului, vreau să vă spun că interfața o are ca și la o tabletă, deci este foarte ușor de folosit. Iar cu acea mică tastatură wireless este exact ca și cum ai avea un calculator. Dacă vreți să vă cumpărați voi unul, v-aș sfătui să vă luați unul cu minim 2 GB de RAM și 16 GB memorie internă. Asta pentru a avea programul loc de rulaj, pentru că astfel se cadează. Cu cât încărcați device-ul cu foarte multe aplicații, cu atât el se va mișca mai greu. Și am să vă arăt exact ce aplicații folosesc eu și cum puteți să le folosiți și voi. Ca să fiu sincer, eu m-am săturat când vreau să mă uit la un film pe televizor în cameră, să mă duc să-mi aduc laptopul, să îl pun pe jos pentru că nu am măsuță, să-i bag parola, să bag cablul de HDMI în laptop, să bag cealaltă parte a mufei în televizor. Televizorul fiind lipit de perete, nu prea am loc să-mi bag mâna și mă chinui câte 5 minute până nimeresc mufa. Și te enervezi foarte tare că atunci când te-ai pus mai bine, nu-ți merge subtitrarea. Nu ai tastatură la îndemână, așa că trebuie să te dai jos din pat, să te duci la laptop, să stai cocoșat, aplecat, să cauți subtitrarea și apoi să te întorci în pat să te uiți la film. Ei bine, cu această tastatură wireless poți tasta direct aici numele subtitrării și nu mai ai problema asta de a te da jos din pat. În orice caz, de când stau acasă în carantină, nu doar că mi-a crescut părul, dar mi-a crescut și burta. Am glumit, nu, m-am umflat eu. Sincer vă spun, eu sunt destul de mulțumit de el, cu toate că nu pot să fac eu mare lucru, dacă să mă pot uita la filme pe Netflix sau la un film 4K pe care îl pot lua de pe calculator, nu-mi rămâne decât să scot cardul de memorie, să-l transfer de pe calculator pe Android prin cardul de memorie. Deci mi este mult mai ușor. Acest TV Box puteți să-l luați cu voi oriunde, chiar și dacă călătoriți, să-l conectați la televizorul hotelului, puteți face hotspot de pe telefonul vostru, vă conectați prin wireless la acest TV Box și puteți să-l folosiți ca și acasă. În pachet mi-a venit un cablu de alimentare destul de mic. După cum vedeți, nu are decât vreo jumătate de metru. Eu, cum am televizorul sus pe perete, nu mi-ajungea până jos la priză, așa că mi-am mai cumpărat un cablu de vreo 2 metri, 2 metri jumate. Sincer, nu am dat foarte mult pe el, cred că vreo 15 lei și nu am nicio problemă. L-am tras printr-un pat de cabluri și l-am pus direct în priză. Oricum nu se vede foarte urât, arată foarte bine, dar dacă aveți televizorul pe o mobilă, puteți avea priza lângă și atunci nu mai trebuie să vă cumpărați acest cablu. Puteți să vă uitați la televizor la USB. În cazul în care vă scoate 5V și 2A, puteți să-l băgați direct în USB-ul de la televizor și când veți stinge televizorul, se va stinge și el. Și asta este foarte bine, pentru că el vine cu un adaptor și trebuie să stea mereu în priză. Dar cum îl stingi, că nu ai ca la telefon buton? Am și o aplicație pe care am să vă o arăt cum puteți să vă stingeți de la telecomanda Android TV-ul atunci când vă culcați. În momentul în care vreți să-l porniți din nou, nu vă rămâne decât să-l scoateți și să-l băgați din nou în priză. Televizorul meu scoate doar 0,5 amperi și nu este suficient încât să pot rula un film cu el. Se aprinde, dar se blochează, deci în cazul în care vi se blochează, să știți că nu aveți suficientă putere ca să-l alimentați.
Dați like acestui video dacă vă place și abonați-vă dacă nu ați făcut-o până acum. Dacă dați like, asta mă va ajuta pe mine ca YouTube-ul să-mi recomande videoul și altor persoane. Cu cât sunteți mai mulți, cu atât îmi voi dori eu mai mult să fac și alte videouri. Înainte de toate, vreau să vă arăt mai de aproape această tastatură și acest TV Box și să vă prezint una alta despre ele. După cum vedeți, această tastatură arată ca o tastatură normală. Aici aveți un touchpad care se poate folosi ca și la laptop cu două degete stânga-dreapta ca să facem scroll. Aici aveți click stânga, aici click dreapta, mai este un click stânga aici și un click dreapta aici. Aici, după cum vedeți, aveți săgețile ca și la tastatură, aici aveți și volumul. Această tastatură are lumină de fundal, dacă apăsați pe FN și F2, ea schimbă culoarea. Puteți să vă alegeți ce culoare doriți, asta ajută foarte, foarte mult noaptea când stați în pat. Aici are o mufă micro USB care se poate încărca cu încărcătorul unui telefon. De aici aveți on-off, dar nu e neapărat nevoie să o stingeți, deoarece după câteva secunde se stinge singură. Pe mine mă ține bateria undeva la 2-3 luni. Bine, acum depinde și cât de mult o veți folosi. După cum vedeți, aici are o baterie reîncărcabilă litiu-ion. Iar acest stick TV Box Android vine cu un cablu scurt HDMI pentru a avea mai ușor acces în spatele televizorului. Dacă vreți, puteți să băgați și direct așa, dar eu găsesc mai folositor folosind acest prelungitor. Aici este microcardul SD. Eu folosesc unul de 64 de giga U3. V-ați sfătuit să folosiți și voi tot un U3, deoarece el are o viteză mai mare de lucru și astfel vă va îmbunătăți și viteza de navigare când folosiți acest stick să vedeți filme, altfel riscați să vă sacadeze. Aici este o mufă pentru transferul de date, aici este mufa pentru alimentare, acesta este stick-ul pentru tastatura wireless, este o mufă USB. Acest plastic eu îl țin așa tras, deoarece are o gaură acolo și ajută la aerisire și îmi protejează și mufa de alimentare. Cam asta este despre el. Haideți să trecem pe interfață să vă arăt ce setări și programe folosesc. Ok, și asta este interfața acestei aplicații. Arată aproape ca o tabletă. Mouse-ul îl controlez tot de la această telecomandă wireless, pentru care și un pad cu touch. Vreau să vă arăt acum câteva setări care va face acest Android Stick TV să meargă mai bine. Prima oară mergeți la Settings, cam toate Android-urile astea au cam același meniu. Mergeți la Settings, pe care mergeți, dați pe About și jos unde scrie Build, trebuie să apăsați consecutiv de 7 ori. Îmi spune 3, că mai am 3, 2 și încă un click. Și acum sunt developer. Merg înapoi și aici mi-a apărut developer options. Dau pe developer options și mă duc jos la window animation scale, transition animation scale și animator duration scale. Astea sunt 1x. Am să le opresc pentru că nu îmi trebuie nicio animație atunci când umblu prin meniu. Mie îmi trebuie de fapt să se miște cât mai repede. Și dau pe animation off. La transition animation la fel. Animation off și aici la fel. După care mă duc mai jos la background process limit. După cum vedeți, este pe standard. Eu am să-i pun 4 procese, adică să-mi ruleze doar 4 procese în fundal, asta ca să nu-mi îngreuneze atunci când navighez. Și astea sunt toate setările. Acum haideți să ne uităm puțin peste aplicații, să vă arăt ce am pe aici. A-Torrent este un torrent care doar ăsta mi-a funcționat mie pe Android. Avem Chrome, avem HBO, avem Netflix, Play Store, Power Button. Vreau să vă arăt ce face acest buton, dar la sfârșit, pentru că dacă îl activez o să mi se stingă Android-ul. Deci instalând această aplicație vei avea posibilitatea să-ți dai shutdown atunci când ai terminat de vizionat un film de pe tastatură. Avem X-Player și YouTube. Acest X-Player este un player foarte, foarte bun, pentru că avem posibilitatea să facem download la subtitrare. Chiar dacă nu avem subtitrarea, noi putem să-i facem download. Vedeți, a găsit câteva subtitrări
Și pe lângă asta, subtitrările se mai pot și customiza ca și mărime. Deci din punctul meu de vedere este un player foarte bun. Ce probleme am întâmpinat eu atunci când am folosit Netflix? Mi s-a întâmplat să nu mi se încarce, tot am dat retry de câteva ori, am închis programul, l-am redeschis și mi-a mers. Altădată, dar mai rar, mi s-a întâmplat să trebuiască să dau restart la router, pentru că nu se conecta la internet. Dar mai am un trick să vă arăt, în cazul în care se întâmplă să nu vă meargă Netflix-ul, când sunteți aici pe interfață, apăsați F1 și vă apare aici în dreapta jos stress test. Dați pe acesta, lăsați să ruleze aproximativ 10 minute, după care stingeți device-ul și îl reaprindeți și veți vedea că merge foarte bine. Nu știu ce face chestia asta, am observat că este un program care încearcă să randeze placa lui video, aia care o are. Și după cum vedeți, Netflix-ul merge destul de bine. Nu știu dacă să dau play să nu-mi iau strike pentru copyright, dar înțelegeți voi. Când știu că am prea multe programe deschise, mai pot închide din ele ca să nu ruleze în fundal dacă nu am nevoie de ele. Putem naviga pe YouTube. Putem intra pe Ivanov Marius și să ne abonăm. Și putem să ne uităm și la videourile lui. Merge el puțin mai greu, dar dacă aveți puțină răbdare până își dă drumul, după aceea merge destul de bine. Acest Android pe YouTube nu suportă decât 720p, dar se pot vedea cu el și filme 4K. Eu am încercat și mi-au mers. Deși cele mai multe filme la care mă uit de pe cardul de memorie le iau Full HD. În principiu eu nu prea folosesc Androidul pentru YouTube, ci doar mai mult pentru filme, Netflix, HBO și cam atât. Dar după cum vedeți, un squeegee pentru a șterge, după ce a încărcat, deja merge destul de bine. A durat mai mult până s-a încărcat YouTube-ul, pentru că în fundal eu și înregistrez ceea ce vă arăt. După ce am terminat cu YouTube-ul, închid aplicația ca să nu ruleze în fundal. Din păcate, acest Android TV Box nu se poate stinge ca un telefon, dar eu am instalat o aplicație care se numește Power Button și ce face mai exact, am să intru pe Play Store să vă arăt care este aplicația. Aceasta este aplicația, o instalați, vă configurați ce aveți de configurat, după care atunci când vreți să mergeți la Nani, țineți apăsat pe volum minus. Așa este setat din standard și puteți da restart sau power off. Și într-adevăr se stinge. Mai sunt aplicații care se stinge doar ecranul, dar eu am verificat, mi se stinge inclusiv TV box-ul pentru că se stinge și beculețul. Alte chestii nu mai am să vă arăt la el, am vrut doar să vă arăt setările. Nu e neapărat nevoie să instalați aplicația asta, dar eu am găsit-o foarte folositoare pentru că nu vreau să rămână aprins atunci când dorm și nici nu vreau să mă ridic din pat când sunt adormit ca să-l scot din priză. Cu cât stă mai mult în priză acest device sau ca toate device-urile, durata lui de viață scade, așa că eu am găsit-o foarte folositoare și am zis să vă arăt și vouă împreună cu ce alte aplicații mai folosesc, setări pentru a optimiza și a merge mai bine. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă dacă nu ați făcut-o, pe Instagram eu sunt marius.ivanov, până data viitoare aveți grijă de voi!